Salutări tuturor! Din nou la vedere, dar azi la vedere, într-un mod, să spunem, mai de excepție, avându-l alături pe Doru Luncanu, din punctul meu de vedere, un personaj de film. S-ar putea scrie multe scenarii de film despre el ca om, despre el ca meserie și, bineînțeles, întâmplarea face ca azi să fim împreună, să vorbim împreună despre lucruri la vedere. Și în mod special lucruri poate neștiute. Ceea ce vreau să scot în evidență, am, să fac o mică introducere în, în povestea noastră de discuții. Am trecut de multe ori pe strada dumneavoastră, acolo unde aveți atelierul, frizeria. S-a întâmplat de cele mai multe ori să mi se pară foarte filmic starea de seară. Când frizeria este luminată, în stânga și în dreapta nu funcționează nimic. Dar într-o încăpere în care, sigur se întâmplă ceva și clar, frizerul nu stă chiar așteptând în zadar, pentru care clienți întotdeauna antamați și, și în primul și în primul rând fideli frizerului. Bine ați venit la noi? Bine v-am găsit și îmi face deosebită plăcere. Domnul Doru, este prima dată când sunteți în fața camerelor Absolut. Se pare că nu aveți emoții, se nu, pare nu, că nu. nu aveți nici măcar. <laughs> Niciun se fel pare de... că mai degrabă am eu emoții cu dumneavoastră Niciun și în fața de camerelor decât dumneavoastră. Mm. Muncă și artă. Cooperativa muncă și artă. Muncă și artă. Hai să dezvoltăm aceste două cuvinte, primul păi despre să, muncă păi, păi și să, al doilea despre art. Păi să le dezvoltăm. Odată că muncă și ceea ce facem noi se numește artă, dar aia trebuie să o faci, cum să spun eu, la profesia asta de frizer, trebuie să ai o chemare. Dacă nu ai chemare, nu ai ce căuta acolo. Nu se poate face accidental. Și în cooperativa muncă și artă, Probleme din astea se constatau foarte repede. În special, unitățile care am lucrat eu, ultracentrale, și specific acest problem, veneau clienți spuma bacăului, n-am cum să le spun altfel. Adică, clienți foarte, foarte importanți. Foarte importanți ai să, bacăului. Să spun eu ceva acum. Hai să scot în evidență că au trecut. Foarte, foarte mulți ani. Câți ani sunt de când dumneavoastră activați ca frizer în această meserie sau în Cooperativa Muncă și Artă? Păi sunt 50 și ceva de ani. Eram un puștan. Când prima dată am intrat în Muncă și Artă, merg mai departe. Eu în această meserie am crescut. De ce spun că am crescut? Că tatăl meu, el a fost frizer și avea frizerie particulară pe actuala Mihai Viteazu înainte să numea Strada Mare. Și eu am crescut în, în această meserie. Și la 16 ani m-am dus la muncă și artă. M-am dus la muncă și artă, care am lucrat până am plecat în armată, de acolo am plecat în armată, înapoi m-am întors. Tot la muncă și artă, că dacă nu-mi plăcea, nu mă mai întorceam. Clar. Că aveau treburi organizate, muncă și artă, din toate punctele de vedere. Uh, la ei se făcea o adevărată școlarizare pentru această profesie și nu dura ca acum expeditiv, nu vorbesc cu răutate, nu am nimic cu tineretul de astăzi, din contra, trebuie ajutat tineretul ăsta. Dar ca să înveți această meserie în trei luni de zile, nu se poate. El la noi se făcea maxim doi ani. E o problemă. Aproape cât un liceu. Pii, normal. Și acei ucenici erau printr-un contract făcut prin UCECOM, instituția care era superioară lui muncă și artă. Deci era o meserie foarte bine luată în serios. Se adică se, foarte, se punea accent mare din cauza că frizerile care le-a le -a avut Bacău a avut numai și de branșă, concurenți pe țară, nu așa maestru care m-a învățat pe mine, Ionescu, ăla era concurent pe țară la 50 de ani, la sala Floreasca. Și cam nu te jucai profesional. Ăla ți-a de două ori, a treia oară era alte probleme care ne-a prins bine acele probleme. Da, da. Și ne-a învățat când un tânăr vine la un loc de muncă, prima dată să înveți să-ți faci curat. Adică îți însufla acea spiritul ăla de ordine. Adică cu începutul. Clar ca bună ziua, nici nu s-a Nu. Nu ca acum nu. în toate spațiile avem gresii pe jos, dăm cu mopul, cu în 5 minute. De de serviciu, nu nu, 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 Înainte, de exemplu, frizeria unde am învățat meserie, din nou revin, actuala Mihai Viteazu, strada mare, Păi erau 15 frizeri. Frizerie mare, lungă de vreo 25 de metri. Șeful de unitate, la ucenicii patru care eram, ne lăsa cheile la cei doi și vine la patru dimineață și spălai dușumelele alea cu motorină. Hmm. Guvetele și oglinzile. Frizerii când veneau la ora 6, când veneau primii clienți, atenție, la șase dimineață, la ras, prodibendada Bacăului, de acolo, de la noi, plecau la servici. Ras proaspăt. Adică directori de bancă, instituții. Nu conta, uh, nu conta. La noi, doctor. cu noi avea contact. Cu noi avea contact. în frizerii dimineața. Și acei oameni nu puteai să-i primești ori și cum. Avea aveau spiritul ăla de frizerie adevărată. Nu, nu, nu. Frizerie adevărată. Că eram un puștar, aveam de acum 17 ani și ceva, 18 ani aproape să plec în armată. Ca șeful de unitate îmi spune, mie, eu vă spun o întâmplare mică, vă rog. cu legătură cu chestia asta, și îmi spune, dorule, ce cai, făm un client de-al meu, că nu am timp să-l fac eu. Eu de acum am început să-mi să formez tineret de-al meu care purtau plete, tunsorile speciale care erau atunci. Care, trebuia să... O... care erau tunsorile la vremea de atunci? Păi, tunsorile la vremea de atunci era cu părul mare, mai mare ca al dumitale se lucra pe păr umed numai din brici, plastice. A, deci chiar o măistrie trebuie să stăpânești așa în... Acolo dacă greșeai dată, doar nu mai apucai. <laughs> nu. S-au întâmplat și cazuri în care să plece clienți de mulțumiți? Îmi pare rău deci... că spun problema asta. Nu vreau să iese un relief. Nu, profesorul, că au fost meseriași mulți mai mari decât mine dar am avut curaj să lucrez lângă ei și am avut ce să învăț de la ei. Dar, în primul rând și în primul rând, de această profesie, mie nu mi-a fost frică niciodată. Mi-a plăcut, îmi place și îmi va place în de pe pământul ăsta. Mi-a dat satisfacții și ca om, ca educație și după aia, normal, că a urmat financiare. E de la sine o mică fabricuță. Nu punem înainte financiare, că facem da. greșeală. Da. Nu. Te formezi tu ca om acolo unde ești. Eu am fost la dumneavoastră, am stat pe canapea uh, și am trăit un sentiment uh, fain al copilăriei mele. Am văzut că folosiți acelea scaune din anii 70. De fapt, de mă duc aminte, în 69 am născut eu. Da. Uh, undeva mama dorea, mă ducea la tuns, fiind copil, mi se punea o, scândură, o scândurică. O scândurică, nu? Da, da. Și, bineînțeles, atunci era o frizură simplă cu breton, la vremea de atunci. Da. E, trecem peste asta. Eu am observat că ați păstrat aceleași scaune, aș putea spune, vintage, adică da. nu ați venit cu lucruri moderne, iar frizeria aproape că își păstrează e, esteticul ăsta clasic al anilor de atunci. Acele scaune care le-ați văzut dumneavoastră este intimitatea mea? care îmi o stare plăcută. Am înțeles. Și mi-aduce aminte de toată tinerețea mea și copilăria mea. Acele scaune care sunt acolo. Da. Că eu puteam să schimb scaunele alea, nu, pot să le schimb mâine. Vă leagă. Mă leagă. Da. Clar, și nu pot să arunc niște obiecte pe care eu am crescut cu ele. Nu. Și de la cooperativă îmi spune. Haide-mă, dorule, să schimbăm mobilierul. O să ți-l Și dacă cineva din clienții mei, și acum știți foarte bine că am ce fel de clienți vin la mine, știe și cooperativa, bă, ce e adevărat. Știm ce clienți vin la tine. Hai. Eu client străin din afară, îmi pare rău că spun, îmi pare rău, dar nu am timp să-i fac. Deci Doru Luncanu da? are clienți permanenți, adică am... el nu duce lipsă de clienți. Nu, la nu a dus da. lipsă de clienți niciodată. Niciodată, de când sunt în această profesie. Și nu este în competiție, se pare, cu nimeni. Cu nimeni. Aici a fost, uh, când am stat noi de vorbă la și am discutat, și am zis că aveți... Nu. E o... Din contra, eu elevii care i-am școlarizat, prin contract de direcția muncii, legal, au făcut 2 ani cu mine, nu 3-4 luni. La 3-4 luni nu mă prind niciodată. N-au timp să învețe, probabil. Nu, nu, sau nu. Eu, e, nu e eu, am obicei, eu am obicei. Dacă părinții au adus pe acel copil, nu-ți bate joc de el. Că el este un viitor om în societatea asta. Și creează-l. Și la 3 săptămâni, maxim o lună, eu vedeam dacă ai înclinații. Și atunci spuneam clar la părinții lui. Îmi pare rău. Nu mai continuăm. Că nu este pe noi nu, nu asta. Nu da? e făcut pentru nu. meseria asta, da. Și ucenicii pe care eu i-am calificat și mulțumesc Lui Dumnezeu am mulți, care afară au saloane. Germania, Calcuta, Marea Britanie, Franța, care îmi dau telefoane de sărbători, îmi mulțumesc. Cam ce profesie am putut să-i învăț din de din farfică, care acum cum să spun la tineri, vă bagă mașina în cap și în 5 minute sunteți gata. Îmi pare rău că spun chestia <laughs> asta. Eu am înțeles că e puțin cu mașina, dar în rest văd cu farfica, iată ce faci. Da, probabil nu e așa simplu pentru toată lumea. Aici trebuie să stăpânești o tehnică, să, să fii Atunci Întâlnire foarte... cu farfica da. este o artă și atunci ce facem legătură? Muncă și artă. Muncă și artă. Și aici am ajuns de unde am plecat. Cum spuneam la început, Dorul despre Dorul Uncanu se pot scrie scenarii de film. Eu am încercat o fotografie, l-am și postat la un moment dat. Mi-a plăcut starea, adică momentul din, din, interior. Clar că în momentul în care noi ne-am cunoscut mai bine, când am venit și am cerut permisiunea de a vă fotografia, cu toate că deja eu aveam câteva fotografii făcute din, din zona străzii, a, da, da, da. după care am bătut la ușă și am zis haideți să să vorbim și să-mi dați voie Normal. să... Normal! După care a venit ideea de a, de a ne filma sau a lăsa ceva, să spunem, o poveste urbană cu Doru Luncanu. Da. Nu ați fost de acord din prima. Nu că ați fost... a spus ce să povestesc eu sau ce... Nu prea am. Cu toate că... Clar că aveți multe povești. Și acum din, haideți să vă dau și motivul de ce din prima n-am vrut să... Să fiu de acord, nu în totalitate, sau cu vreo răutate. Eu, în primul rând și în primul rând, m-am gândit la colegii mei din breasla mea. Nu vreau să fiu mai superior ca ei. Nu vreau să spun ceva în plus, că și ei au făcut ceea ce am făcut și eu. Ce bine. Și au făcut frumos. Au făcut bine ce au făcut. Că nu mai sunt generația mea, mai este unul sau doi. În rest, s-au dus toți. Toți. Eu le spun și pe la ședințe când ne adunăm. Frizeri, coafeze, așa. Și, sunt în sală vreo 160 de persoane. Da, da. Eu vă să vorbiți până la o limită. Și atunci mă duc și eu la microfonul ăla și spun și eu câteva cuvinte. Îmi pare rău că spun problema asta. Sunt niște generații care nu sunt receptive la niște probleme. Și le spun să nu vă mai plângeți profesional. Asta nu vreau să mai aud. Da. Din cauză că lucrați la frizerii centrale. De ce vă plângeți? Acum trebuie să accelerați problema profesională din ceea ce știți frizeria clasică, uniți-o cu ceea ce fac stiliștii, care se, se numesc stiliști. E problema lor, pardon, e problema lor. Că trec mulți pe la mine mă salută, mă respectă. Vai, lumea A, vă respectă, am observat. Nu se poate. Să trăiești neadorul. O parte dintre ei au ieșit, intrat și în frizerie, neadorul. Arată și mie cum pun farfica aia aici. Da. Și eu imediat iau farfica aia și îți arăt. Vin în Farfica aia o pui aici. Da, asta înseamnă răbdare. Și, nu am o satisfacție supletească. Satisfacție supletească, corect. De a ajuta și a lăsa ceva. Eu nu sunt egoist. Asta am observat. Sunteți optimist, Dar foarte optimist, și nu sunteți egoist. Mie îmi place să-i spun omului ceea ce gândesc eu cu voce tare. N-am nevoie de niciun intermediar. Cum n-am avut niciodată. Eu am spus cu voce tare. Asta știi să faci, asta ai făcut-o bine, asta e rea fraților. Și după aia am spus: când se face pauză, azi ai fost puțin că am supărat domnul Doru. N-am fost pe voi, nu, pe mine. Fac. Uh, uh, revin iar la șederea mea în, în, în frizeia dumneavoastră. Da. De ună zi. Era ca un experiment și ne-l am propus împreună. Eu să stau într-un colț ca un client și să urmăresc ceea ce se întâmplă acolo, da? Da. Și am stat câteva ore bune din câte mi-aduc aminte și nu odată, de, mai, de câteva ori. Și clienții dumneavoastră erau așa. Pentru că una la mână erați foarte, îi cunoșteați foarte bine în primul rând, adică bună ziua Doru, bună ziua Nea Doru și începeați și intrați în subiecte care și cum cândva erau, uh, urmau să le repovestiți sau să aflați ce s-a mai întâmplat cu, cu copilul, cu nevasta, cu serviciul. Și într-o singură zi, e număr, am avut un doctor, cât am stat? În trei ore. Un doctor, doi doctori de fapt, un judecător, un avocat, doi actori, un prieten, nu știu ce meserie avea, și bineînțeles, clienți vechi. Ceea ce e foarte interesant de știut, că toate aceste personaje sau persoane nu erau foarte în vârstă, adică erau de vârste medii și chiar unii dintre ei foarte tineri. Deci și tineretul merge pe mâna frizerului Doru. Deci e clar că aici nu vorbim de un lucru nou și un lucru, adică stiliști și frizeri sau lucruri de astea, să spunem, că tineretul... Acești tineri care pătrund în acea frizerie, să spun, peste 30 de ani, până în 30 de ani, dacă a pătruns odată, vine și a doua oară, fără să-i spun eu. Fără să-i spun eu. Înseamnă că dacă eu pe dumneavoastră vă văd și a doua oară că ați intrat în frizeria aia, înseamnă că v-a plăcut, punct. Mai departe nu mai întreb acel client. Unde te-ai te tuns, cine te-a tuns, nu-mi place problemele din astea. Se pare că au trecut, cred că mii, mii de oameni, nu, de-a lungul carierei dumneavoastră. Da, categoric. Chiar nu foarte mai mult. Nu, am, numai, nu putem numai. cuantifica. Dar uh, eu ast, altceva vreau să vă întreb. Sau să te întreb, că de azi dimineață am avut amândoi discuții cum să. și, băi, spunem dorul. Da, da. Dorul normal, sunt normal. pentru toată lumea și. și atunci. Uh, dorul. fă -mi o mică, să spunem, povestire din uh, anii moșgerilă sau anii dinainte de moșgerilă și anii actual, venim pe final. Dar la vremea de atunci, cum începeau sărbătorile sau cum se pregăteau sărbătorile de iarnă sau sărbătorile de, de Crăciun, întâmpinarea anului nou, cu, era atunci cum este acum. Este o diferență foarte mare ce era atunci. Atunci era foarte frumos. Și acum o fi frumos. Dar nu știu, poate nu mai înțeleg eu că am o vârstă, dar e o diferență mare. În perioada mea când veneau aceste sărbători, repet, și asta am să o repet, am să o repet din totdeauna, toată lumea pe față avea un zâmbet de satisfacție, de bucurie, că vin acele sărbători. Ca să spun, n-auzei om necăjit. Nu. Toată lumea era mulțumită. Cu toate că în perioada aia lumea era necăjită, să spunem, să spunem, financiar sau material, poate nu aveau, nu trăiau extraordinar de fain. Toată lumea era satisfăcută sufletește. Asta e important. Toată lumea. În special la unitățile de frizerie, erau arhipline. Erau momente când se dădea și bon de ordine că nu mai se putea, care era problema. Și un eveniment pe care l-am avut în această carieră mea de frizer, care pe scaun la mine au venit toate păturile sociale posibile și imposibile și am știut să mă mulez, trebuie, cu aceste persoane trebuie să știi să ridici o ștachetă și să cobori, dar la timpul ei și în limita bunului simț. Să nu se iubească alte probleme. Și într-o seară de revelion, fiindcă mi-ați adus aminte de revelion, lucram la frizeria, chiar pe strada unde este frizeria asta, vis, -vis unde este barul la Dark, uh -huh. acolo cândva a fost salon de frizerie. Și acolo lucram 10 frizeri. Eu eram tânăr, aveam vreo 24 de ani. Așa. Și frizeriile steau deschise... Până la ora 21 seara, de dimineața la 6. Eu am fost tură după amiază. Asta să vă spun o întâmplare. Vă rog. Și pe la vreo 9, fără un sfert, așa îi spun șefului. Șeful, din momentul ăsta nu mai fac niciun client că nu mai pot. Sunt prea obosit. Gata, dorule. Eu mă duc în camera de serviciu să mă schimb, în timp ăsta vine șeful și îmi spune, mă, dorule, a bătut un client, ei mai aveau clienți în unitate, așa, Mai e un client de altă tău și te roagă să-l faci. Domnul Petreca a spus, acum mă, l ai chemat, ai, mă, uite că bate în geam putare. A intrat în întâi, hai să-l facem. Și m-am apucat de el, l-am tuns, l-am ras, și cine credeți că era acea persoană? Acea persoană nu era altcineva, decât era, era mai tare decât directorul de la fabrica proletarului. era șeful magazioner, îl chema Strulică. Adică o persoană importantă în, în oraș. Naționalitatea lui evreu, dar foarte pretențios. Foarte pretențios ce nu se poate și îmi spune șeful de unitate ușor, Dorule, fă-i o ras elegant. Bine, ne Petric, Dumnezeu să-l îl termin și omul pune banii pe masă și îmi spune, eu îi spun, numai puțin ca să schimb să vă dau rest. Nu este nevoie. Lasă-l așa pleacă spre ușă, ne spunem la mulți ani, sărbători fericite, se întoarce înapoi de la ușă și spune, mă puștule, vezi că ai uitat să-mi iei firul ăsta de aici. Când la bărbați mai rămâne câte un fir aici. Da, da. Atunci a să lucra cu brice clasice, adevărate, nu astea pe lamă. Și iau briciul frumos eu de pe masă și spun, domnule, așa rămâi în picioare, hai să-l luăm. Și în momentul când dau să iau firul ăla de aici, el îmi scoate limba să-mi arate unde. Și uite ce frumos îi bag niciun limbă. Mi-a sărit toată oboseala posibilă. <laughs> Întâmplarea adevărată, singura care am avut-o în cariera mea. N-a spus o vorbă, o vorbă n-a spus, a dat noroc cu mine. În seara aia, eu n-am mai avut revelion. După ce am plecat, nu, n-am mai avut. La vreo trei zile îl văd uh, că vine la frizerie, el arată. Mi-am făcut cruce când mi-a spus, tot tu ai să mă berberești. <gânt> Înseamnă că n-a fost, a înțeles, și bă, finalul zilei, și oboseala, dar și buna intenție pe care ai avut-o atunci. Dar cred că a înțeles el. că el a greșit. Dacă a grăbit lucrurile. Corect, nu? <gânt> Asta a fost singura, singura întâmplare. De atunci nu s-a mai întâmplat. În rest, această meserie mie mi-a plăcut de când m-am născut. Cum era atmosfera atunci de sărbători în frizerie? Intra unul, venea altul. Făceți-mi așa, ca un scenariu de film, ca o. Păi atmosfera în frizerie era în felul următor. Fiind aglomerată acea frizerie, ce vreau să spun? Toată lumea era la locul ei, ordonată. Mă refer în comportament și al clienților nu mai spun al frizerilor, care ei își vedeau de profesia lor, clar ca bună ziua. Dar în rest, în, era atmosferă frumoasă. Ce... Nu vreau să exagerez, să inventez de la mine ceva. Era lumea educată. Mai venea cât un urător, cât un colindător, cum era? Toți care intrau îi primeam. Nici nu se punea problema. Toți clienții vedeați că scoate un bănuț din buzunar noi frizerii din saltar și dai la copie îmi pare rău în ziua de azi nu se mai primesc cam din ce în ce mai e puțin păi de... nu se mai primesc atunci îi primeai pe toți și pe stradă când mergeai seara când plecai de la servici la ora 9 vedeai acei urători pe stradă și îi opreai din plăcere să te ure și le dădeai un bănuț la copie da erau frumusețe, da, plă, da, da. sărbătorile. Da, când cam puține erau cei care nu primeau. Adică era. Toată lumea stătea la case. Poarta era deschisă. Nu era încuiată nicio poartă. Nu ca acum trebuie să sune jos. Nu, 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 nu. Era poarta deschisă, știau că vin urători și primea pe toată lumea. Așa era frumos și așa era datina, care se respecta. Deci, clar, veneau sărbătorile sau se apropia Revelionul, frizeria deja era A... arhiplină, toată lumea se pregătea. Frizeria era arhiplină, veneau clienți cu 3-4 zile și uh, spunea, doar le vin peste două zile. Păi nu trebuia să-l pe acel om. Și acum, când. Dacă nu erau telefoane mobile sau. Nu, no, domnule! Era totul pe... păi Atunci, când uh, era cuvântul de onoare. Păi cuvântul ăla de onoare care se dea pe timpul meu Când eram tânăr ca băiatul ăsta Când spunea cineva pe cuvântul meu de onoare Bătea două acte de notariat Da, adică Nu vreau să intru în alt subiect Da, clar Când spunea cineva pe cuvântul meu de onoare Da, o era, da adică... S-a terminat gluma Acum cu acte notariale nu recunoaște e Rușinos, e dureros Lumea s-a schimbat nu. Sau, de exemplu, venea un prieten de-al meu în frizerie. Doar le dăm 25 de lei. Pe 25 de lei, domnilor, pe erau mari. Când vă spun eu dumneavoastră, pe 25 de lei era ca acum să spună, bătea 2 milioane jumate. Uh -huh. Treceam să Trăgeam saltarul, ia 25. Da, că avea o treabă sau... De nu mă interesa. Da. ți treaba, frate. Da. Da? A doua zi când treceam prin acest centru care nu circulau mașini, Adică erau maș mașini mai puține, să înțeleg, nu? Era trei mașini în tot Bacău. Și unde este Decebalul, nu era de Decebalul înainte acolo, era cinematograful Flamura Roșie. Era vis a -vis Biblioteca Centrală de Flamura Roșie. Și acolo era o stație de patru pobede, nu taxiuri, specific, patru pobede acolo. Pe ce să spunem, domnilor, altceva? Bradul de Crăciun unde se făcea de obicei? Orășelul copiilor se făcea unei biserici Biserica Sfântul Neculai. Era părcușorul acolo. Acum nu mai știți dumneavoastră acel părcușor. Eu îl știu. Eu -l... Dacă mi închid ochii... Eu mi-l aduc aminte că l-am prins. Așa, și acolo... Și orășelul copiilor. orașel Era o frumusețe. Era o intimitate pentru copii. N-am ce să spun, o bucurie pentru Da, Dacă spuneau moșgerilă și nu mai era bucuria Crăciunului se păstra oricum. Nu, extraordinar. Nici nu se comentează problema asta. După aia a început să-l facă jos la stadion. Corășelul uh -huh. copiilor, care era mai mare acolo. Frumos. Se respecta absolut tot. Nu era niciun fel de restricție. Nu. Nu vreau să fiu nostalgic. Nu. Dacă intrăm în cuvântul ăsta nostalgic, se interpretează că iar vin la niște probleme. Noi românii avem un talent nativ de a răstălmăci. Vedeți acum cu cine discutați. Că eu alunec... Că... N-are Nici... <laughs> îmi place enorm să vorbesc cu dumneavoastră și că mulți de mei... spune chiar că eu devin nostalgic. Că și vă mulți dau și de, de mei care vin în unitate să-i tund. Eu nu am voie să-i întreb niciodată, nu este permis ce profesie are sau cum te numești. Nu, să nu faci chestia asta. Mă refer ca profesionist. Clientul este egal. Nu. Clientul, clientul este egal. Egal. Tratat egal ca și celălalt. Toți clienții mei, în toate unitățile care am lucrat și am lucrat și în sectorul particular din 81, mi-am făcut atelierul meu personal, în inima bacăului. Când nu avea nimeni în spațiu comercial, eu l aveam unui biseric ca Sfântul Ioan, lângă Fotouacva. Aha, da, -a, știu. Lângă știu, Costel. Știu acum. Zona, da. Așa. Toți clienții mei spun în felul următor. Dorule, că e așa îmi spune mie. Noi pe stradă mergem supărați sau în mașină de problemele noastre. Când venim la această frizerie, cât stăm pe scaun un sfert de oră, cât ne ții, de aici plecăm pozitivi. Le dau altă stare. Se pare că erați mai mult decât un frizer. Erați chiar și un fel de psiholog, așa. Veneau unii cu probleme, cu Păi lui, dacă... Îi mai învățați de bine. Îmi spunea odată în frizerie că mai venea câte unul... Băi, tu ce... E ca și cum ai venit la mine băut la frizerie și cum te duci acasă când mi-ați povestit. Adică ascultau? Adică... Nu se poate. Uh, nu știu, în fața mea nu și-au permis uh, alte probleme, clienții, chiar dacă erau puțin ciupiți, în primul rând pe scaun la mine nu te primeam. Și chiar dacă alunecai pe acel scaun, și îmi dădeam seama după vreo 5 minute ce se întâmplă cu dumneata că te luam din oglindă, din privire. Că noi avem o psihologie a noastră De. și nu are cum să mă păcălească această psihologie cum vreau să po povestesc o întâmplare cu un tânăr recent, așa. Și automat îi spuneam, am o rugăminte la dumneata. A doua oară când mai vii la mine, te primesc cu cea mai mare plăcere. Dar dacă m-am mai o dată în oglindă și văd ceea ce văd, din momentul ăla te-am sculat de pe scaun. Fără supărare. Mă scuz ne A, a înțeles? Nu, a înțeles. Da. Nu. Mai spuneți-mi din nou orășelul copiilor sau ce era acolo. Ce, ce mai găseam noi? În afară de ghirete, chestii, vată pe băț, scamatori sau obiecte. Tot ce vreați dumneavoastră ca părinte și că cu copilul dumneavoastră tot felul de jucării făcute de acei meseriași care erau pe timpul ăla, tot ce vrea un copil. Acele jucării care erau acolo se găsea de toate, de toate, de toate, de toate. Era frumos. Muzică era? Era fanfară. Era fanfară în orășelul copiilor, domnilor. Dulciuri erau? Tot ce vrea inima unui om. Făcute de oameni acasă, care erau, care făceau bomboane. Tot felul. De, acadele, de Bine, La nivelul de, atunci. La la era nivelul de piața. atunci. Pentru noi copiii erau o bucurie mare. Vă spun la modul cel mai cinstit. Se spuneau poezii, se cântau cântecele, adică se, pe la scene. Se cântau, poezii, se spunea poezii, cântau foarte frumos, foarte frumos. Veneau de la teatrul Licurici actori, Uh -huh. Care acolo făcea o, o scenetă, o poveste, așa, era foarte frumos pentru un al copiilor. Și mai ales cum atunci erau iernile adevărate, ferice, adevărate ierni, era de poveste. Cam era zăpadă, adică. Era nu... zăpadă, erau ierni adevărate, era de poveste. ningea ușor, cu niște fulgi mari, așa. Și să te de plăcere în orășelul ăla al copilor. Asta era atmosfera plăcută. Toată lumea era mulțumită. Acum azi, mergem iar în... E, știu că după sărbători de revelion erau uh, uh, cum mai erau ospătarii, bucătarii. Bineînțeles că aici am auzit și de frizer dacă e adevărat. Era un revelion care se făcea... După, după revelion făceau uh, revelion ospătare. Revelionul. Personalul de restaurante, cum să spune? da. O spătare făceau revelionul lor după două zile când trecea revelionul. Pentru frizeri, când Cooperativa Muncă și Artă spunea, de exemplu, uite bă, ne adunăm în cutare loc, în cutare sală, așa, ne adunăm și facem acolo un revelion al nostru. Cu familii, cu... Care putea să da. vină, venea, care nu... Da niciun fel de obligații. Dar se făceau. Se făceau. O orchestră, frumos, liniștit. Era frumos. Ce să spun? Eu prin asta am trecut. Și n-am cum să le uit niciodată și nu sunt improvizate de mine. De da, asta le-am le văzut. Le-ați trăit efectiv, da? Clar. Nu am cum. Și îmi pare rău că din colegii mei care am participat cu ei la toate problemele astea, îmi pare rău că nu mai sunt. Că aveți cuvântul meu de onoare că vă dădeam șapte, opt timp și odată i-a aici să-i auziți pe aia. Da, am avut o discuție, chiar am avut o discuție vis-a-vis -vis de povești urbane, când ați o poveste urbană a Bacăului și vorbeam la un moment dat, de ce mari, de ce în sfârșit și la un dat ați făcut o pauză, dar tristă. Deci că, nu prea. Adică nu prea că nu mai sunt, adică s-au dus. Nu mai sunt. Și, și mi-ați dat niște nume, deja noi suntem în căutarea lor. Problema asta că nu mai sunt și nu luăm numai orașul Bacău. În toată țara românească mm. o luăm la general acum, nu mai sunt. Că nici nu s-a căutat cei adevărați profesioniști să lese pe alți tineri. Nu. S-a distrus cum să spun eu, coloana vertebrală a unei societăți. Noi eram mici meseriași. Ai distrus-o. Nu intru acum în discuții Purec. de politică că are rost. Dar ai distrus-o din capul locului. Și din toate s-a făcut diferența aia mare așa. De asta tinerii sunt dezorientați. Dacă vrei să vină să-l înveți cum un părinte... Domnul Doru, aduc și eu băiatul? adul domn. Păi și el îmi spune mie ce că, domnule Frizer, la trei luni mă învățați? Dacă mi-ai pus întrebarea asta, nu. Da, deja e... Nu. Ca să fim bine înțeleși. I-am spus, vezi programul ăla de pe ușă, de la mine? Îl respecti odată cu mine. Da. E clar că... Nu... Și a plecat. La trei luni nu se poate. Nu. La trei luni de-abia într-o frizerie înveți să dai cu mătura ca să nu te accidentezi. Asta e branșa noastră. E o meserie foarte sensibilă. E frumoasă. E frumoasă. Dar astea sunt probleme de ordine interioară. Și ne-am simțit bine și ne simțim bine. Am lucrat cu frizerițe multe. Multe, multe, multe. Dar baza frizeriei care a fost pe pământul ăsta și va fi, noi bărbații am făcut-o. Da, da, e clar. Ce vreau să vă mai întreb. În, să spunem, frizeria, clar, la dumneavoastră a rămas frizerie. Și vorbim la un moment dat de prieteni comuni. Am avut, am discutat și despre uh, domnul Romeo Mărândici ah. și de acolo am avut iar, am găsit iar lucruri comune și unul din ele, pe care nu l-am știut și iar e o legătură foarte strânsă, venea omul la frizer, se aranja, se pune la punct și mai era un motiv pentru care venea de multe ori. Se ducea la foto. Era. Aici am vrut să ajung. O stă, eu, eu știam legătura imediat, asta era. <coughs> Te venea la noi, fă frumos și că s-ar bine în poză. Clar. Uh, unchiul meu, Dumnezeu să-l ierte, Nederi, nu că e unchiul meu, mare fotograf, nu de... Așa. Asta ne-a spus -o și Romeo. Avea atelierul particular pe strada mare. Actual la Mihai Viteazu. Chiar vis-a-vis -vis de Biserica Sfântul Neculai. Începea strada mare. Care vis, -a vis era restaurantul rapid, să vă dau niște puncte de reper. Era restaurantul rapid, așa, acolo era șef de unitate. Tot unghea meu, fratele lui mai mare. Așa. E, acel Nederi, știe și mărândici, el avea Doi urși al lui făcuți, căprioare, cerbi, și le punea în mișcare și le punea parcu mare. Păi dumneavoastră vă închipuiți că acel om nu stătea o secundă cu aparatul foto. Deci lumea se fotografia. Doamne ferește! Doamne ferește! Era buluc peste el, dar începea să te fotografieze când pleca de la, de la atelier, că o lua prin centru. Și când își punea pălăria aia mare, păi îl opreau 70.000 de părinți cu copii să le facă poză, chiar în centru. Ajungea târziu în parc. Da. Ăsta era el. Toate revelioanele, fotografii fotografiau în restaurante. Toate revelioanele, toate petrecerile. Erau acești fotografi. Fotografiau, era problema lor, înțelegerile lor, sectorul lor. Deci tot o meserie, să spunem, la, la, care lumea apela... Apela la orice oră. Nu s-a pus problema niciodată. Și la profesia pe care o știau, făceau și bani mulți. Fără dor și poate. Dar întâi să-ți faci meserie. Asta este. Și după aia, de la sine vin și bani. Deci, domnul Nederi, despre care ne spunea domnul Mărândici acum de o zi, deci, iar apare într-o poveste. Nedri care făcea fotografii oriunde, oricând. Nici nu se punea problema. Unde nu credeai dumneata, acolo apărea nedri. Și mi-a plăcut fraza aia. Aranjează-mă, fă-mă aranjează-mă bine, da. să dau bine în În poză. În poză. Automat. No, să... Și o mai spuneau și chiar dacă nu mergeau la fotografiat. Când de... trebuie, te aranjai, trebuia să te pui la punct. De exemplu, la de starea fotografie. civilă. Că mă știe, foarte bine. La starea civilă. Nu erau egoiști. Și apărea ei un fotograf tânăr. Și vrei și să faci un ban. Hai să o discutăm cinstit. Nu te alungau. Și vedea că faci tușă puțin. N-aveai tu pe ăla să te bagi la oameni ăia să faci poze. Că trebuia să -i... ai tu pe ăla. Vorba cu ei. Ai curaj. Da. Da-te pe mă faci așa, faci așa, faci așa. Ia familia aia în primire. Îi aștepți când este de la escălit. Deja îi dădea un client. Îi dădea culoare, îi dădea da, client. Da. Și începe așa. Așa, 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 așa. Vorbele astea spune la început, băiatul. Și îl învăța. Și la mulți i-a învățat pe care le-a mulțumit în permanență fotografia a tineri. Da, se leagă povestea. Că și domnul Mărândici la fel, spune. Adică, la rândul lui, chiar domnul Nederi l-ar fi preluat la un moment dat și l-a învățat niște trucuri și, bineînțeles, și el la rândul lui. Pe altul. Groază, pe altul. Dar uh, el era prieten bun cu Mărândici, fără doar și poate. Cum spune Mărândici. Dumnezeu să le arтеce, că am învățat multe de la el. La toate capitolele vieții. La toate capitolele. Uh, unde nu credeai? Da că nu se poate scoate bani din colțul ăla, din, la restaurant, de la mesele alea, așa, se ducea nedere. Și avea formula lui, probabil. E treaba lui. Se ducea nederi și îl vede că începe să fotografieze o oră la, la mesele alea. Da. Da, clar, asta spune mult. Talent mare. Da. <laughs> da, ca să abordezi un client... Uh... Păi nu aveam curaj să eu... mergem acolo. Că erau tot felul de. No. Da, se pare că aveți. Adică sunt lucruri comune. Da. care țin tot de artă, să spunem. Că da, era da, muncă da, și da. artă și la frizerie, muncă și artă. Și la foto. Și, și la foto Și bineînțeles că mai erau multe. mai sunt, erau multe meserii care acum poate unele au și dispărut. Au dispărut. Curăitorie, ce zmare. Croitori mai avem și acum, nu? Îmi pare rău că nu mai avem. Nu mai avem? <laughs> nu, nu. Îmi pare era rău. la la nivelul la care. Spate vorbi de croitorie, nu? Nu. Erau croitori, de exemplu, în Bacău, care. Tu ce să face un costum? Faceau o singură probă. mi ați auzit o singură probă la un costum? Nu. Și vă dădeau un termen foarte scurt, vișelei. Avea curajul ăsta. Da. Erau meseriași adevărați. Bine, făceau și paltoane, mi-a adică, nu cineva. Numai... Tot absolut ce nu tot, 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 tot. Păcat că nu mai este. Păcat că nu mai este. Eu am dat un material, nevas mi-a spune, uite ai materialul ăsta, l-ai de mult în șifonier, hai mă la un curitor să faci pantalon. Îmi pare rău. Vreau să vă întreb altceva. De, o zi m-am întâlnit cu un, cu un cadru militar în rezervă. Și din vorbă în vorbă, ce mai faci, ce mai zici? Păi facem tot felul de lucruri. În zilele următoare mă întâlnesc cu, cu domnul Fizer Doru. Și a venit rapid. Nici n-am stat prea mult. Doru uncanu, Da. Mai face? Mai lucrează? Da, mai lucrează. Adică e... Să-i transmit salutări din partea mea. O să vă spun și numele. La urmă, pentru că m-a rugat să nu-l spun public. Da. Și atunci îl, respectăm da, da, dorința, Și da. că să-ți povestească dacă îl filmezi cum eu l-am chemat și, am, și a venit pe o trupă de frizeri la unitate la aviație sus pentru că trebuia să vină Ceaușescu în vizită și a, am tuns peste 200 și ceva de, de, de soldați și cadre militare este nu, adevărat? Da, nu este o problemă asta. Eu ne-am ne -am adunat, care am știut noi, că trebuie să fie și rapid cu atâția oameni să-i faci, Trebuie să fie și rapid. Părerea am înțeles că ați coordonat, ați, ați fost un fel de, ca un fel de coordonator. care tu de acolo, care tu de acolo. Soldații au fost cum cadrele militare cu grade înalte trebuiau să fie tunși. O tu tunzi soldații, tu cadrele, facem o mică diferență, da. că asta este, așa, și mai ales, dacă mi-ați adus aminte de armată, adică să o spunem și pe asta, eu când am fost militar, eu am fost frizerul statului major la Brăila. Uite, că am ajuns unde trebuie. Și eu am avut ocazia că comandul de regiment, generalul care era, nu dau nume, mi l-a adus pe scaun, frizeria mea uh, e modestă, ce frizerie putea să aibă acea unitate militară în Brăila? Bun, și mi l-a adus pe scaun pe șeful armate a doua, ăla se numea Ion Gheorghe, uh -huh. da, punct, și a spus uh, îl faci cum știi tu. Și mi l-a adus pe scaun. Iar o, o întrebare, că tot da. lumea politică este, de fapt, Partidul Comunist. Conducerea Partidului Comunist, unii din aici că aveau pretenții să fie atunci ori acasă, ori la, la birou. Așa. Și iar, tot așa, tot într-o perioadă în care urma să vină, tot așa, o persoană importantă din din Partidul Comunist la Bacău. La acest subiect, ca să vă răspund repede, da. am fost solicitat de multe ori, de niciodată nu m-am deplasat, fiindcă n-am vrut. Da, mi-am confirmat. Discutam tot așa cu cineva de ună zi că ați avut ceva belele din cauză că nu ați vrut să mergeți, să tundeți, nu știu ce personalitate, din Partidul Comunist. E adevărat? Și nu m-am deplasat. Deci nu v-ați deplasat? Nu. Atâta am spus, nu. Alte explicații nu Deci, -am, nu. Nu, n-am mai dat. Că nu era bine să intre în uh -huh, uh -huh. Din cauza că acea perioadă era imprevizibilă. Și înțelegeți toată problema. Am spus, nu. Și nu mă simt în stare să-l fac. Mă depășește profesional. Înseamnă că ați convins oarecum și lumea asta a Nu m-a crezut. A. Ah. Nu, nu m-a crezut ca după zile, după zile a venit la mine de la Amtuns persoana care m-a solicitat să mă duc acolo. Ești diplomat. <laughs> Ai dat un răspuns frumos. Nu mă simțeam în stare să fac. Ce -a de ce n-a solicitat al coleg de-a meu, de la altă frizerie? Doamne ferește! Dar era un singur frizer, era mai în vârstă, puțin ca noi, care îl chema Nedeloiu. Ăla era frizerul de la partid. Ah, deci. Avea o frizerie acolo. De ce nu l-a făcut, am spus. Uh... Era în concediu. <laughs> era în vacanță. Nu. Că... Da. Să-l lăsăm pe el. Că... Da, da, da. Nu. Nu. Și cum să vă spun? Uh... Mie niciodată nu mi-a fost frică. Nu. Că această meserie a mea nu poate să-mi ia nimeni. Păi, e și foarte greu. Nici nu e imposibil, am putea spune. Păi, nu poate păi, să-mi ia nimeni această meserie. Un talent și, de fapt, o meserie învățată. Păi, dumneavoastră, dacă sunteți bine pregătit profesional, păi eu pot să vă iau o meserie dumneavoastră. Sunteți bazat pe ea, care la ori și oră puteți să mă contraziceți. Păi, asta este adevărul. Nu. Da. Clar. Și nu poți să obligi un om. Că iese rău. Iese rău. Ca să vă chem pe dumneavoastră la mine, la frizerie, să-mi faceți o chestie. Eu știu, poate... Printr-o, eu știu, prin o altă persoană să vă aduc acolo, eu spun că nu o faceți ca lumea. Așa e. Este una când ne înțelegem noi am Este altă problemă Corect. acolo, nu se mai discut. Păi, cred că de aia ne-am și înțeles din prima, că noi am, am dialogat în mod direct. Adică, serios. Da, e cel mai frumos. Eu fac asta, îmi doresc, vreau să vă cunosc mai mult. Acum am devenit, și suntem și prieteni, adică da, deja da, a trecut corect, ceva corect, corect, corect. timp. Am cunoscut mai multe despre, despre dumneavoastră, ceea ce e fain de știut, că sunt multe, multe de spus. Adică povești urbane. Un frizer tot timpul află lucruri știe lucruri, vorbește chiar de multe ori foarte puțin despre de ce, adică are un respect vis-a-vis -vis de client, adică băi nu trebuie să... Dar era ca un fel de uh, presă nescrisă. Acum să vă dau definiția frizeriei. Nu este alta. Frizeria de când este pe pământ și până în momentul ăsta când sunt la dumneavoastră este o enciclopedie imobilă. Fiindcă toate pătrurile sociale trec pe acolo. Din educația noastră, din la noastră, vedeți că vorbesc la plural, nu, mai, nu, mă bag eu un singur, noi suntem obligați să vă ascultăm. Dar vă ascultăm, vă ascultăm și vă ascultăm. Noi seara când mergem acasă, acele idei care ne-au intrat în mentalul nostru, le aruncăm, acum o să vă fac și puțină fantezie așa, le aruncăm pe o masă, le amestecăm bine, și dimineața când mă trezesc cu mintea limpede, eu văd ce este bun și ce este rău. Se decantează, se alege. Da, da, aici e un talent nativ. Da. Și aici v-am dat răspuns la ce m-ați întrebat. Asta este frizeria. Și ca să mă mai completez și ideea pe care v-am spus-o și la frizerie, nu e neapărat la frizerie, că nu s-au auzit niciodată diplome de rang că sunt frizeri care n-au decât două clase și când pune mâna pe farfie, că te-a luat somnul, că așa ai născut el și nu s-a auzit niciodată în vece vecilor amin? Inginer păr. <gătări> Asta a venit vorba de gluma noastră cu de Academia. Gluma, niciodată, da. nu, nu. Această meserie se face din plăcere, accidental nu se face. Chiar dacă o faci accidental, își pierde timpul de pomană acolo unde este e bine să înțeleagă să-și caute altă profesie și fă loc la altul care are talent, are chemare. Nu stai acolo apagubă și în primul rând incomodezi și pe colegii tăi. Că tu stând acolo nești în acea profesie bine, alungi clientelă din acea frizerie. Da. Că pătrunde unul pe scaun la el și îl face cum îl face. Da. Acel om uh, nu mai vine acolo. Da. Și mai spune și la alții. Nu. La mine cine i-am făcut de când aveam 16 ani și până în momentul ăsta de când sunt la dumneavoastră, n-am auzit un singur client. Unu. Să spun, băiatule, la tine nu mai vin în vecii vecelor, amin. Ăsta e lucru mare. Unu. Clar ca bună ziua. Eu am știut să-l respect. Chiar dacă... Pe, dacă vii pentru prima dată dumneata client la mine, eu sunt obligat să te întreb cum. Că nu știu ce vrei dumneata pentru prima dată. Dar dacă devii clientul meu, după eu mă obișnuiesc cu podoaba capilară al dumitale. Și știu că unde se duce părul ăla. Și nu are De cum să mă păcălească. Copilăria dumneavoastră cum a fost? Copilăria mea. Copilăria mea... O copilărie frumoasă, spun eu. Cu Totul că am crescut fără mamă. Așa, am cu tata. De mic, bunica mea care m-a crescut, m-a învățat să fiu un om cinstit, corect, și să nu spui minciuni niciodată în viața ta, mă. Așa îmi spunea Dumnezeu să iert. Să nu spui minciuni niciodată. Și să-i spui omului în față ce ai de zis. Dar când spui unui om în față ce ai de zis, trebuie să ai și argumente. Nu luăm razna așa, că vreau eu să spun dumneavoastră niște tâmpenii. Nu, 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 nu. Să ai argumente. Și dacă n-ai trei argumente palpabile, nu mai începe acea discuție. Trebuie să ai trei argumente. Măcar. E lege. Clar ca bună ziua. Pieram un puștan. Și de-abia vine să din armată. Păi și când mă trimitea tatăl meu să rezolvă o problemă socială. Eu i-am demonstrat lui tatăl meu și vorba aia era frizerul ultracentral și el îl cunoștea toată lumea. Eu deschideam uși pe care el n-avea curaj să le deschidă în vecii vecelor. amin. Da, avem iar un subiect de discuții la următoarea întâlnire. Meseria ați preluat-o Va a o cineva? Tatăl meu. Hai să dezvoltăm un pic și despre tatăl dumneavoastră. Da. Să vorbim un pic. Tatăl meu făcea meseria asta din tinerețe. O făcea. O făcea cu multă pasiune. Dar pe perioada când am început să cresc în această meserie, mulți colegi de-ai lui din frizerie îi spuneau cu voce tare, mănicule, mă, mă tu ascultă la noi ce spunem aici. Ăsta este frizer mare, mă. Și că niciun fel de problemă. Dar niciodată, niciodată, nici în momentul de față, n-am putut să fac o singură operațiune pe care o făcea el. Și am participat la multe concursuri. Niciodată să pot să fac de fapt, recunoșteau și colegii lui toți frizerii. Cum se poate face? Cum vedeți dumneavoastră mustețele alea din filme? Uh -huh. Să o faci numai din brici adevărată. N-am prins-o niciodată și. pe desenată, adică. A, aproape desenată, perfect. Nu se da. poate. Nu, nu. Avea talentul ăsta el. Da. Clar ca bună ziua. Dacă mulți au impresia, au impresia că frizeria e simplă, de fapt, aici avem și bărbierit no. și aranja, aranjarea no. bărbii, a sau păi, ce avea omul. Păi, băiatul meu, de exemplu, el când vine și fac barba, poartă barbă cum are băiatul de acolo. Așa, dar puțin mai mică. Păi eu eu fac numai din brici formatul da. care este acolo. Așa e, zici că e desenat. Că e desenată, nu o facem aici. De că am ajuns acum la băiatul dumneavoastră. De... Aveți doi copii, o fată și un băiat. Fată și băiat, da. Niciunul din ei nu este... Nu au înclinații spre... Nu este frizer. au înclinații spre profesia asta. Deci aici s-a oprit nu. generația? Spune. Am încercat. Când fata mea a terminat liceul, a plecat la Mătușimea mea în Italia, și acum am spune fata mea, acea frizerie care o știi tu, aici erai plin de bani. Am vrut să-l învăț pe băiatul meu. La o săptămână după ce i-am arătat cum să țin acele instrumente, i-am spus, lasă-le jos. <laughs> nu, 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 nu. Ați fost corect. Nu, i-am spus, no, lasă-le jos. Cât forțat notă. Nu, că te accidentezi, nu. Da. <laughs> Clar. Nu, nu sunt -ă pe branșa asta ei cum îmi spune copii? lucrează tu 100 de ani, tată. Nu e de noi. Da. Clar. Da. Am văzut că vă respectă foarte mult. A, nu se pune problema, nu, nu, nu se pune problema. Niciodată nu m-am purtat urât cu copiii mei, niciodată în vece în vecilor a mine. Și aici, vis a -vis de băiat, tatăl meu cel mai frumos și cel mai bun. Adică el are așa o, adică... A, el are un respect deosebit. Uh, nu se poate. Bine. Sora lui. Uh, sora lui deține un restaurant în Roma. Asta e o meserie da. simplă. A fi, să spunem, un da. antreprenor da. Da. în domeniul. El, el cochetează cu politica, el e cu politica. Foarte bine. Da. El e cu. E politica un lucru lui, foarte bun. Problema lui. Are talent. Are, acolo are chemare. Exact. Dar -a, a luat și la dumneavoastră. Pentru că aici, vis a de vorbit, că spuneam mai devreme. Un client, de fapt, un prieten comun, care vine regulat la dumneavoastră, că eu cele mai bune bancuri, și eu mai ales mă simțea când eram supărat și îmi spunea un banc. Și a doră dacă nu îmi spunea un banc, da, și da. eu am o meserie în care sunt foarte încordat și și la un moment dat, am spus, ai un banc pentru azi. Și i ați râs și a zis, băi, dacă nu am, ți mai spun încă o dată pe ăla la care ai râs, <gângă> <gângă> care ți-a plăcut. Domne, cum să spun, trebuie să știi să scoți omul dintr-o transă, să-l simți când intră pe ușă. Și deci le spuneți bancurile, le povestiți, le spuneți mi un pic. Cu... Începe, începe, un, subiect frumos. Da. O întâmplare frumoasă. Nu începe cu întâmplări tristă că l ai întristat definitiv după aia pe acel da. Și după aia când se ridică de pe acel scaun, spune clar, Plec pozitiv neadorule de aici. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Astea sunt cuvintele lor. Și mai am o... Aș vrea să mai scot în evidență încă un lucru. Tot un prieten de-al dumneavoastră, că eu am făcut un pic de investigație așa, din prieten client da. și chiar și prieten comun. Deci, o Ovidu, să știi, eu m-am tuns într-o miercuri, am stat la neadorul 45 de minute și eu am păr de 10 minute. Adică puteam, și am revenit la două zile iar la Tuns. Și ne-a spune, păi da, abia am terminat. Și îi spun, mai am un pic uh, perciunii sau mai uh, uh, aranjează unul. Și asta mi-a zis că v-ați prins, că de fapt îi plăcea mai mult starea și A, momentul pe... de stat la povești. E păi, normal că nu are cum să, să mă... era deja. Cum mo să mă era motivul, Dar, motiv. dar nu are cum să mă păcălească. Eu rămân foarte greu păcălit. Uh, am momente, fără niciun fel de glumă, din respect față de om, uh, vreau să par păcălit într-un sfert de oracolo. Lasă-l mai bine să plece el satisfăcut și rămâne eu cu ale mele. Ați închis ochii? Bine, hai că nu, ce mai lucrăm. Ce dar mai... a doua oară când vine, eu pun cap la cap și pe cealaltă. Bun, aici vreau să închid subiectul <laughs> definitiv cu prietenul nostru, care a venit la două zile din nou la Tuns, dar nu motivă atunci, sau de fapt vrea da, să da. se simtă bine, iar la plecare nu i-ați mai luat bani. Și a spus, băi, eu n-am avut ce tu, ne-am stat de vorbă, ce păi vreau să te iau bani pe vorbe. Nu, nu se poate. Nu are rost. Cum? dar nu se poate să iei bani. Nu se poate. Nu se poate. Deci a ținut, adică, ați ținut cont că de fapt el a venit să simtă bine cu dumneavoastră la o poveste. Păi cum o doamnă a intrat zilele astea în frizerie, avea vreo 50 de ani, și îmi spune, domnule frizer, da, doamnă, numai puțin vreau să-mi faceți bretonul și să mă îndreptați puțin. Da, doamnă, nu, luați loc. I-am făcut breton, am întrebat-o puțin. La urmă am scuturat-o frumos cu măturica și am spus să vă fie de bine. Cât mă costă? Dacă am spus să vă fie de bine, nu vă costă nimic să rămână și să aveți o zi plăcută. Ce bani să iei la femeia pentru asemenea probleme? Nu se poate. Și cu asta chiar vreau să închid, să scoatem în evidență că Doru sau domnul Doru Doru. este un om inimos, și exact cum spuneați la început, nu banii sunt. Niciodată. Să spun, pentru bani mă aflu meseria asta în mod special, da, ei trebuie să mă ajute să trăiesc, să-mi să fie bine. Tot de la un prieten și tot comun, domnul Doru, face și acte de caritate. Ați fost chemat de niște uh, prieteni comuni care se tundra dumneavoastră, de fapt ați fost întrebat să mergeți la un cămin într-o după amiază că nu știu ce, n-aveau cine să-i tundă sau în sfârșit. Cămin de bătrâni. Și a stabilit o zi, v-ați luat trusa, ați fost i-ați tuns și le-ați spus nu am fost eu, dacă vă întreabă cine v tuns, nu a fost Doru. De ce? F fără, mine. Nu vreau să mă scot în relief eu. Nu, e mai bine așa, mă simt mai liniștit. Și când eram mai tânăr... Și ați mai fost la un cămin de copii? Și iar stuns și pe vremea lui Ceaușescu, chiar a fost... Pe vremea lui Ceaușescu, vreau să spun, la acest cămin de bătrâni, nu am fost odată, am fost de N ori, că șeful de unitate ne lua pe ăștia mai tineri și spunea, haide să mergem la căminul de bătrâni. Și apucam să îi tundem pe toți, să-i radem frumos, elegant și cu asta basta. Și îi spuneam lui uh, șef, mai spui mă tale, numai că am fost mai pe aici. Asta era problema noastră. Da. Și am avut colegi, încă o dată spun, cu voce ce tare. A avut chiar uh, unul din bătrâni, v-a confundat cu tatăl dumneavoastră. Era bine. Nu era... Și că tu nu ești și că nu, eu sunt băiatul lui. Sau da, ceva de, de da, genul. Se întâmplă, se întâmplă, se da, întâmplă. Adică îl cunoștea bine pe tatăl meu. L-au cunoscut pe tatăl da. meu, da. Normal că trebuie să-i spui omule că nu sunt eu ăla Clar, eu respect pe toată lumea, nu se poate de la mine, din acea frizerie, și încă o dată îmi pare rău de toți colegii mei, care toată tinerețea mea am fost cu ei. Oameni de ispravă, că frizerițe că frizeri number one, oameni adevărați. Și nu ne-a format altcineva, și nu ne-am format, că am fost o echipă. În această cooperativă, muncă și artă, să revenim înapoi. Pe, dumneavoastră cine vă tunde? Pe mine mă tunde cine vrea cu instrucțiunile mele. așa că erați curios cine îl tunde pe... Veneadorul. Eu am chemat, am dat telefon acum vreo două săptămâni la trei frizerii. Nu am o rugăminte la voi. Veniți unul și mă tundeți și pe mine. Mă. Dar la mine nu mă tuns niciodată, ca să fim bine înțeles, până nu iei banii de pe masă. Da, nu asta se e poate. Așa... Nu se poate, nu se poate. Neadorule, nu fă din astea. Am o rugăminte la tine, ai făcut drum degeaba până aici. Ascultă ce spun eu. Tu ia banii de aici și tunde mă. Și în momentul când mă tunde, eu mă uit în oglindă aia ce-mi faci mie. Și dacă mai spun și eu, auzi, ea va fi ca și pune-o invers și -o taia, așa. Iese. Să vezi cum este acum. Ai dreptate, neadorule. Da, că neadorul este tuns și aranjat permanent. Păi permanent, nu să... La -a... liniuță, tot, nu, adică... Dar nu poți să apare în fața unui om neîngrijit. Eu niciodată... Și mai scot aici în evidență un lucru. Uh, ce m-a atras când am trecut pe stradă, acolo unde era lumină, în frizerie, un om pus la punct, cu halat, nu se poate, aranjat, iar în față, adică o eleganță sau un, o așteptare cu prestanță, așa. Dacă nu știu. intră un client, trebuie să ai o prestanță în fața lui. Dacă vede că stai pe canapea, exact ca la birt și o mizerie în acea unitate, nu mai intri dumneata acolo. Clar că bună ziua. Și eu întotdeauna am avut această deviza mea. Și când am lucrat în colectiv, mari, că am fost șef de unitate, în permanență, am spus, nu vă supărați pe mine, suntem colegi până la Dumnezeu. Curățenia, fraților, curățenia. Și respectați clientul care-i pe scaun. Da. Da. Asta era deviza mea. Și am lucrat cu IEN. Oameni adevărați. Fără niciun dor și un poate. Și conducerea cooperativii, muncă, muncă și artă, să știți sunt niște oameni uh, care nu sunt accidentale acolo. Adică ei știe despre ce este, cu ce se mănâncă această profesie. Mai ales președintele nostru are 83 de ani. Are 25 de ani din când e în muncă și art. cu acest om poți să discuți orice ce. Da. La toate capitolele. Da. Nu se poate. E... Da. Asta este muncă și artă. Mai veniți la noi, la vedere aici, la depănat povești și amintiri? O să mai vin cu cea mai mare plăcere când o să am timp. Păi nu, că de acum rămânem în. rămânem în, în legătură. Mi-a făcut deosebită plăcere că m-ați invitat și vă spun sănătate multă. Dumneavoastră. Mulțumim foarte mult. Să aveți o activitate încărcată. Păi atunci dacă tot noi o să ne adresăm oarecum prin, prin materialul ăsta băcăoanilor. Dacă vreți să le transmiteți un mesaj de Crăciun, de sărbători, eu clienților, am decât, prietenilor. Eu n-am decât să le spun la toți băcăoanii mei, clienților mei și la toți băcăoane, nu contează cine este, multă sănătate să aveți și multă fericire să aveți încredere în voi. Ca această Românie să se schimba în bine. Asta e. Și sărbători fericite. Unde faceți reveleonul acesta? Acasă? Acasă. Nu. La vârsta mea nu pot să mai stau o noapte întreagă pe un scaun deci într-un restaurant. Crăciunul, cu familia. Acasă. Vine toată lumea de peste tot, din Italia, de. Nu. Unde sunt? Fata mea are treabă la restaurant. A, clar. Invitatul meu, numărul unu, este băiatul meu el este invitat la București, încolo, da, da, cu activitățile lui. Da, el umblă. El a spus nicăieri nu pot să fac Crăciunul mai frumos decât la tine. Punct. Deci ne auzim de Crăciun la un telefon? Da, la un... Închidem și o cafea înainte să închidem prăvălia. Nu, treceți pe la mine, pe la frizerie, niciun fel de... Păi atunci, la bună vedere, cu Dorul Luncanu, la frizerie. Toată stima. Vă aștept la orice oră. Atunci ne vedem curând. Toată stima.